Vom continua discuția noastră despre a slăbi cu științe și vom începe să discutăm cu această ocazie despre chimet. O meta-analiză a studiilor randomizate și controlate arată din nou eficacitatea pierderii în greutate cu doar un sfert de linguriță pe zi. Aici nu este vorba de chimenul obișnuit, ci de un condiment complet diferit cunoscut sub numele de chimen negru. El este o plantă miraculoasă, așa este descris. Pe lângă pierderea în greutate, există studii controlate randomizate care arată că un consum zilnic de chimen negru îmbunătățește semnificativ nivelul de colesterol, trigliceride și tensiune arterială, precum și controlul zahărului din sânge. Are și gust bun și semințele de chimen negru se pot pune la măcinat și se pot măcina precum piperul. Cu mai mult de 1000 de lucrări publicate în literatura medicală despre chimenul negru, unele dintre ele raportând rezultate extraordinare, cum ar fi scăderea nivelului de colesterol, la fel de mult ca un medicament cu statine, se pune întrebarea de ce nu auzim mai mult, mai des despre efectele sale benefice? De ce n-am fost învățați despre el atunci când am mers la școala medicală, de pildă? Probabil pentru că nu există niciun motiv de profit. Chimenul negru este doar un condiment banal, comun, natural și nu îți vei entuziasma acționarii vânzând ceva ce nu poți breveta și care costă puțin. Poți folosi chimenul obișnuit, al doilea cel mai popular condiment de pe pământ. Cei care au luat la întâmplare o jumătate de linguriță atât la prânz cât și la cină timp de 3 luni au pierdut cu aproximativ 4 kg mai mult și 1 cm în plus din talie, considerat comparabil cu medicamentul pentru obezitate cunoscut sub numele de Orlistat. Piperul cayenne poate contracara încetinirea metabolismului care însoțește pierderea în greutate și, ca bonus, poate accelera arderea grăsimilor. Doar un sfert de linguriță de ghimbir măcinat pe zi, care arată o scădere semnificativă a greutății corporale. S-a dovedit în studiile controlate cu placebo că funcționează, dar probabil că n-ați auzit niciodată despre așa ceva pentru că nu se face suficient profit. Dar dacă ar fi să ne întoarcem la exemplul Coca-Cola versus morcovi, o calorie nu este o calorie pentru că a bea Coca-Cola nu este același lucru cu a mânca ceva sănătos. Dar chiar dacă ați consumat același număr de calorii, ați mestecat ore întregi pentru a înghiți toți acei morcovi, o calorie tot nu poate fi o calorie, pentru că nu este vorba de ceea ce mâncăm, ci de ceea ce absorbim. După cum vă poate spune oricine a mâncat vreodată porumb, unele bucățele de materie vegetală pot trece direct prin colonul nostru. O calorie poate fi tot o calorie care se învârte în jurul vasului de toaletă, dar caloriile aruncate la toaletă nu vor ajunge pe șoldurile noastre. Dacă mărim aportul de fibre al oamenilor, chiar și doar până la aportul zilnic minim recomandat de fibre, aceștia încep să slăbească, deoarece înregistrează o scădere de aproximativ 10% a aportului caloric zilnic. De ce mai multe fibre ar trebui să însemne mai puține calorii? În primul rând, pentru că adaugă volum fără a adăuga calorii. Sucul de mere, de exemplu, presat la rece, este practic doar mere minus fibre. Și ai putea să dai pe gât o sticlă de suc în câteva secunde doar pentru a obține același număr de calorii. Ar trebui să mănânci aproximativ 5 cani de felii de mere. Aceasta este diferența pe care o pot face fibrele, dar nu este doar o chestie de densitate calorică. Imaginați-vă ce se întâmplă în continuare. Sucul de mere ar fi absorbit rapid, de îndată ce s-ar reversa din stomac în intestin, ar crește glicemia, în timp ce zahărul prins în masa de felii de mere mestecate ar fi absorbit mai lent pe toată lungimea intestinelor. Nutrienții pot fi absorbiți doar atunci când intră în contact fizic cu partea laterală a intestinului, cu peretele intestinal.
fibrele nu sunt niciodată absorbite, astfel ele pot acționa ca un purtător pentru a dilua sau chiar a elimina caloriile prin celălalt capăt. Fibrele nu rețin doar zaharurile, acționează și ca un blocant al grăsimilor și amidonului. Cei care urmează o dietă americană standard pierd în fiecare zi aproximativ 5% din calorii prin deșeuri, dar cu o dietă bogată în fibre putem dubla acest procent. Nu contează ceea ce mănânci, ci ceea ce absorbi. Reținem acest lucru. Astfel, putem slăbi cu o dietă bogată în fibre, consumând exact același număr de calorii. Pur și simplu, pentru că o parte din aceste calorii sunt reținute, sunt aruncate în toaletă și nu ajung niciodată în organism. Și nu sunt doar caloriile din alimentele bogate în fibre în sine care sunt mai puțin disponibile. Alimentele bogate în fibre rețin caloriile în general. Așadar, într-o dietă bogată de fibre, dacă mâncăm ceva nesănătos, vom absorbi mai puține calorii. Este ca și cum fiecare etichetă de calorii la care ne uităm este decontată instantaneu atunci când mâncăm multe alimente bogate în fibre, motiv pentru care fibrele sunt pe lista sănătoasă. Filacoidele sunt locul în care are loc fotosinteza, procesul prin care plantele transformă lumina în hrană. Ele sunt marele motor verde al vieții, structuri microscopice, asemănătoare unor saci, compuse din membrane, bogate în clorofilă, concentrate în frunzele plantelor. Atunci când mâncăm tilacoide, de exemplu când mușcăm dintr-o frunză de spanac, acele membrane verzi din frunze nu sunt digerate imediat. Ele rezistă ore întregi în intestinele noastre și atunci își fac treaba. Membranele tilacoide se leagă de lipază, iar lipaza este enzima pe care corpul nostru o folosește pentru a digera grăsimile. Astfel, dacă legăm enzima, încetinim absorpția grăsimilor. Dacă toată grăsimea este în cele din urmă absorbită, care e beneficiul? Trebuie să nu uităm acest cuvânt, locație. Există un fenomen cunoscut sub numele de frână ileală. Ileonul este ultima parte a intestinului subțire, înainte ca acesta să se verse în colon. Atunci când caloriile nedigerate sunt detectate atât de jos în intestin, corpul nostru se gândește că trebuie să fie sătul și pune frână la a mânca mai mult, reducându-ți apetitul. Acest lucru poate fi demonstrat experimental. Dacă introducem un tub în gâtul oamenilor și picurăm orice fel de calorii, grăsimi, zahăr sau proteine, putem activa frâna ileală. Apoi, dacă sunt așezați din nou la masă, la o masă de mănâncă ce vrei, în comparație cu grupul placebo, care a primit doar un strop de apă prin acel tub, oamenii mănâncă cu peste 100 de calorii mai puțin. Pur și simplu nu simt că le este la fel de foame. Se simt la fel de sătui mâncând semnificativ mai puțin. Aceasta este practic frâna ileală. Dacă femeile supraponderale sunt randomizate la membrane de plante verzi, cu alte cuvinte, dacă le strecurăm pe ascuns niște spanac sub formă de pudră, ele obțin o creștere a hormonilor de suprimare a apetitului, o scădere a poftei de dulciuri. Spanacul vă poate reduce într-adevăr pofta de ciocolată și, bum, pierderea accelerată în greutate. Totul datorită faptului că mănânci verde. Verdele propriu-zis, membranele pline de clorofilă din frunze. Acum, cercetătorii au folosit pudră de spanac doar pentru a putea crea un placebo convingător, dar putem obține la fel de multe tilacoide mâncând aproximativ o jumătate de cană de verdeață gătită, care este ceea ce li se recomandă oamenilor să mănânce de două ori pe zi în lista daily dose a tuturor celor mai sănătoase dintre lucrurile sănătoase pe care încurajăm pe oameni să le integreze în rutina zilnică. În jurnalul Societății de Industrie Chimică, un grup de tehnologi americani a susținut că, având în vedere beneficiile de blocare a grăsimilor, membranele
Tilacoide ar putea fi incorporate în alimentele funcționale ca un nou ingredient promițător de reducerea apetitului. Sau le putem obține așa cum a vrut natura. Ce verdețuri au cele mai multe tilacoide? Ne putem da seama doar dacă ne uităm la ele. Pentru că tilacoidele sunt locul unde se află clorofila, cu cât frunzele sunt mai verzi, cu atât efectul este mai puternic. Așadar, optați pentru cel mai verde închis pe care îl puteți găsi. Dacă gătim verdele prea mult timp, știm cum el se transformă în acel maro măsliniu. Asta înseamnă că se degradează fizic, dar dacă le fierbem timp de 15 secunde sau cam așa ceva în apă clocotită sau în aburi, știm că verdele devine un verde și mai strălucitor, ceea ce se traduce, de fapt, printr-o creștere a capacității de blocare a grăsimilor. Așadar, putem evalua activitatea tilacoidelor în magazinul alimentar, în bucătăria noastră, cu ochii noștri, alegând verdele. Deși tilacoidele se descompun în cele din urmă, fibrele ajung până în colonul nostru. Deși, din punct de vedere tehnic, este adevărat că nu putem digera fibrele, acest lucru se aplică doar la partea din noi care este de fapt umană. Majoritatea celulelor din corpul nostru sunt bacterii. Flora noastră intestinală, care cântărește cât unul dintre rinichii noștri, este la fel de activă metabolic precum ficatul nostru și a fost numit organul nostru uitat. Este un organ care funcționează cu carbohidrați accesibili prin microbiotă sau MAC. Așa că atunci când auziți, citiți despre a mânca mai multe MAC-uri, vreau să înțelegem că MAC este doar un alt nume pentru prebiotice, ceea ce mănâncă de fapt flora noastră intestinală bună, cu alte cuvinte, fibrele. Și vorbim din nou imediat despre fibre. Ce fac bacteriile noastre bune cu fibrele? E bine, noi le hrănim și ele ne hrănesc înapoi. Ele produc acizi grași cu lanț scurt, care sunt absorbiți din colon, în fluxul sanguin, circulă prin corp și ajung chiar până în creier. Acesta este un fel de mod în care flora intestinală comunică cu noi, reducându-ne pofta de mâncare, crescând în același timp rata la care ardem grăsimile și stimulându-ne metabolismul. Totul datorită fibrelor. Uitați un exemplu. Putem să punem oamenii într-un scanner cerebral și să le arătăm un aliment bogat în calorii, cum ar fi o gogoașă. Și ce se întâmplă este că centrele de recompensă din creierul lor se vor aprinde instantaneu. Dar dacă repetăm experimentul și de data aceasta livrăm în secret acizi grași cu lanț scurt derivați din fibre direct în colonul oamenilor, vom obține un răspuns atenuat al centrului de recompensă, iar subiecții raportează că alimentele bogate în calorii păreau mai puțin apetisante și ulterior au mâncat mai puțin dintr-o masă de bufet de tip mănâncă ce vrei. Suplimentele de fibre, cum ar fi Metamucil, nu funcționează, ceea ce are sens, deoarece acestea sunt nefermentabile, ceea ce înseamnă că bacteriile noastre intestinale nu le pot mânca. Deci, da, pot îmbunătăți regularitatea intestinală, dar nu pot fi folosite de bacteriile noastre bune pentru a produce acei compuși care pot bloca poftele noastre. Pentru asta trebuie să mâncăm, de fapt, alimente adevărate. Acești gândaci ai noștri din intestin, care sunt buni, încearcă să ne ajute, dar atunci când avem o dietă deficitară în fibre, ne înfometăm, de fapt, sinele nostru microbian. Mai puțin de 5% dintre vestici ating chiar și aportul zilnic minim recomandat de fibre, ceea ce nu este o surpriză, deoarece sursele numărul 1 sunt fasolea și cerealele integrale, iar 96% dintre ei nu ating nici măcar aportul minim recomandat de leguminoase, care sunt fasolea, mazărea, năutul și lintea. Iar 99% nu ating minimul zilnic recomandat pentru cerealele integrale. Majoritatea oamenilor nici măcar nu știu ce sunt fibrele.
Mai mult de jumătate dintre americanii intervievați cred că friptura este o sursă semnificativă de fibre. Cu toate acestea, prin definiție, fibrele se găsesc doar în plante. Nu există fibre în carne, ouă sau produse lactate și, de obicei, puține sau deloc fibre în junk-urile procesate, iar aici se află problema. Atunci când vorbim de carne, ne putem întreba proteinele totuși, dacă nu există fibre în carne, proteinele totuși nu ne satură? În mod surprinzător, chiar și o analiză susținută de industriile cărnii, lactatelor și ouălor, a recunoscut că aportul de proteine nu se traduce de fapt prin a mânca mai puțin mai târziu, în timp ce dacă mâncați la cină o cereală integrală bogată în fibre, aceasta vă poate reduce aportul de calorii mai mult de 12 ore mai târziu, la prânzul de a doua zi. Vă simțiți sătul cu 100 de calorii mai repede a doua zi, deoarece până atunci gândacii intestinali buni se ospătează cu aceeași bogăție și vă reduc pofta de mâncare. Astăzi chiar și carnea noastră ar putea fi considerată junk food. De ce? De mai bine de un secol, unul dintre marile obiective ale agriculturii animale a fost creșterea conținutului de grăsime din carcasele animalelor de fermă. De exemplu, puiul, în urmă cu 100 de ani, USDA-ul, deci în Statele Unite, a stabilit că puiul conținea aproximativ 23% proteine în greutate și mai puțin de 2% grăsime. Astăzi, puii au fost manipulați genetic prin reproducere selectivă pentru a avea de 10 ori mai multă grăsime. Așa că Chicken Little a devenit Chicken Big și s-ar putea să ne facă și pe noi la fel de big. Consumul de carne, în general, este asociat cu creșterea în greutate, dar carnea de pasăre de curte pare să fie mai problematică. Chiar și doar 30 de grame pe zi, adică un singur nugget de pui sau un piept de pui la 10 zile, a fost asociată cu creșterea în greutate, în comparație cu a nu consuma deloc. Este amuzant că atunci când industria cărnii finanțează studii privind obezitatea în ceea ce privește puiul, ea alege pentru comparație directă alimente precum prăjiturile și ciocolata cu zahăr. Acesta este un truc clasic al industriei farmaceutice pentru a încerca să faci produsul tău să pară mai bun comparându-l cu ceva mai rău. Aparent doar ciocolata obișnuită n-a fost suficientă pentru a face ca puiul să pară mai bun. Dar ce se întâmplă atunci când puiul este comparat cu un control real, cum ar fi carnea vegetală? Puiul se sperie. S-a constatat că atât proteinele pe bază de soia, cât și corn, care este o carne vegetală obținută din regnul ciupercilor, au calități de sațietate mai puternice decât puiul. Dacă dăm oamenilor un prânz cu pui și orez, 4 ore și jumătate mai târziu, aceștia mănâncă cu 18% mai mult dintr-un bufet de cină decât dacă li s-ar fi dat, în schimb, un prânz cu carne vegetală și orez. Aceste constatări sunt în concordanță cu cercetările privind obezitatea infantilă, care au constatat că consumul de carne pare să dubleze șansele ca școlarii să devină supraponderali, în comparație cu consumul de produse din carne pe bază de plante. Totuși, sursele de proteine vegetale integrale, cum ar fi fasolea, s-au descurcat chiar mai bine, fiind asociate cu reducerea la jumătate a șanselor de a deveni supraponderali. Așadar, iată de ce cred că aceste tipuri de carne vegetală sunt mai degrabă o etapă utilă spre o dietă mai sănătoasă decât un obiectiv final, ideal. O parte din motivul pentru care carnea pe bază de plante poate îngrășa mai puțin este că provoacă o creștere mai mică a insulinei. Un pui fără carne, cum ar fi corn, provoacă o reacție imediată de insulină cu până la 41% mai mică. Se pare că proteinele animale provoacă aproape la fel de multă eliberare de insulină ca și zahărul pur. Simpla adăugare a unor arbușuri de ou în dieta noastră poate crește eliberarea de insulină cu până la 60% în decurs de 4 zile, iar peștele poate fi chiar mai rău. De ce adăugarea de ton la piureul de cartofi ar crește nivelul de insulină?
dar adăugarea de broccoli, în schimb, reduce răspunsul la insulină cu aproximativ 40%. Nu e vorba de fibre, deoarece administrarea aceleași cantități de broccoli numai cu fibre nu a adus niciun beneficiu semnificativ. Așadar, de ce proteinele de origine animală înrăutățesc situația, dar proteinele vegetale o îmbunătățesc? Proteinele vegetale tind să fie mai sărace în aminoacizi cu lanț lung, care sunt asociați cu rezistența la insulină, cauza diabetului de tip 2. Putem demonstra acest lucru în mod experimental. Dacă dăm unor vegani aminoacizi cu lanț lung, îi putem face la fel de rezistenți la insulină ca și omnivorii. Sau, dacă luăm câțiva omnivori și îi supunem chiar și la o provocare de 48 de ore de dietă vegană, în două zile putem vedea opusul, îmbunătățiri semnificative ale sănătății metabolice. De ce? Pentru că scăderea consumului de aminoacizi cu lanț lung îmbunătățește sănătatea metabolică. Cei care au fost randomizați pentru a-și restrânge aportul de proteine au consumat în medie cu sute de calorii în plus pe zi. Deci ar fi trebuit să se îngrașe, nu-i așa? Dar nu, de fapt au pierdut mai multă grăsime corporală. Restrângerea aportului de proteine le-a permis să mănânce mai multe calorii și în același timp au pierdut mai multă greutate. Mai multe calorii, dar o pierdere de grăsime corporală. Și această magică restricție proteică, pur și simplu îi puneau pe oameni să mănânce cantitatea recomandată de proteine. Deci, poate că ar fi trebuit să numească acest grup grupul de proteine normale sau grupul de proteine recomandate. Iar grupul care mânca mai multe niveluri de proteine tipice și care suferea din această cauză, grupul de proteine în exces. Având în vedere daunele metabolice ale expunerii excesive la aminoacizi cu lanț lung, liderii din domeniu au sugerat inventarea unor medicamente care să blocheze absorpția acestora, pentru a promova sănătatea metabolică și a trata diabetul și obezitatea fără a reduce aportul caloric. Sau putem pur și simplu să încercăm să nu mai consumăm atât de mulți aminoacizi cu lanț ramificat lung, în primul rând. Aceștia se găsesc mai ales în carne, inclusiv în carnea de pui și pește, produse lactate și ouă, explicând poate de ce proteinele animale au fost asociate cu un risc mai mare de diabet, în timp ce proteinele vegetale par a fi protectoare. Așadar, definirea limitelor superioare adecvate ale aportului de proteine animale poate oferi o mare șansă pentru prevenirea obezității. Dar nu trebuie să fie totul sau nimic. Chiar și o dietă vegană intermitentă s-a dovedit a fi benefică. Dacă ar exista un singur sfat care să rezume toate recomandările acestea, ar fi zidește-ți caloriile. Deoarece celulele animale sunt învelite doar în membrane ușor digerabile, ceea ce permite enzimelor din intestinul nostru să elibereze fără efort caloriile din interiorul unei fripturi, de exemplu. Celulele vegetale însă au pereți celulari care sunt făcuți din fibre care prezintă o barieră fizică nedigerabilă. Astfel, multe dintre calorii rămân captive. Acum, alimentele vegetale procesate, cum ar fi sucul de fructe, zahărul, cerealele rafinate, chiar și cerealele integrale, dacă au fost transformate în făină sub formă de praf, au avut structura celulară distrusă, pereții celulari s-au fisurat, iar caloriile lor sunt libere pentru a fi consumate. Dar atunci când mâncăm alimente vegetale cu structură intactă, mestecăm cât vrem, pentru că tot ne vom alege cu calorii complet înconjurate de fibre, care apoi atenuează impactul glicemic, activează frâna ileală și oferă hrană florei prietenoase. Așadar, în concluzie, încercați să vă asigurați că cât mai multe dintre caloriile dumneavoastră, proteine, carbohidrați și grăsimi, sunt învelite în pereții celulelor, cu alte cuvinte, din alimente vegetale întregi, intacte.